Astăzi o să vedem istoria lui Shelly, practic cum a devenit Andrei și la lui Shelly, așa se numește clipul de la Dani Feteu, așa că nu mai stăm în discuții, rupeți vă așa de like, abonați la canal toți cei care sunteți noi, să-i dăm drumul cu reaction-ul. Cum a devenit Andrei și la lui Shelly? Asta vom vedea în acest clip, deci rămâneți până la final pentru a descoperi întreaga sa călătorie. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like și de subscribe, este gratis și ajută la algoritm acolo. Corect, foarte bine, ce vă rog. Pe 28 februarie 2001, Andrei Șelaru este... Deci ar fi mers vlogul ăsta mult mai tare dacă era făcut în stilul ăla de afară de documentare. Dar nu-mi place editul că e făcut în CapCut și nu știu, îmi place fontul ăla de la CapCut mie. Gen, dar continuăm, în fine, continuăm. Stați așa că trebuie să fac o scenă mai frumoasă. Să continuăm. Deci asta, nu-mi place editul, dar... Fiul unei profesoare și al unui inginer Silvic. Silvic, că de nu ne-a omorât Shelly dacă n-a zis de pe toate vlogurile că tai că sunt inginer Silvic, să știe toată lumea. Școala gimnazială numărul 22 Mircea Eliade din Craiova. Sunt campion, băi, toate. Avem clasa 5-a la Mircea Eliade. Și-a absolvit Colegiul Național Frații Buzești în 2020 cu o medie de 9,60 la bacalaureat. Ca idee, gen. 9,60, frate, când faci și YouTube și toate chestiile astea e foarte greu. Eu am bac cu anul ăsta și încă nu m-am pus pe învățat. O să trebuiască să dăm și noi cu învățat. Și am la 9,60 la bac. Shelly a renunțat la facultate cu o zi înainte de a începe. Faptul că am renunțat la facultate, așa este. Am renunțat la facultate fix în ziua în care trebuia să înceapă. Am sunat și am zis că eu nu merg. Nu vreau ca cei care se uită să ia asta drept un exemplu pentru ei. Eu am fost într-o situație cu totul și cu totul diferită de marea majoritate a oamenilor. Într-un interviu... Corect, frate, adică oricum, faptul că și el a mai luat facultatea în calcul după tot succesul pe care l-a avut și toate chestiile astea până în ultima zi, e de apreciat. Acum o să ziceți, o să ești matey, dă nu l-ai umplut, dă nu ai dat numai cal de clipul ăsta lui Shelly. Dar bă, frate, efectiv, omuezeu, am copilărit cu el, am toate alea. Eu n-am cum să dau vreodată hei la Shelly, pe bune, sau să vorbesc ca eu reagen. Bă, omul, pe YouTube și pe online, e șmecher. Pentru Forbes, Shelly a povestit că a descoperit YouTube-ul. A dat interviul la Forbes, ca idee. Sale de engleză în perioada 2008-2009 și a creat canalul de YouTube pe data de 7 octombrie 2011, iar primul său vlog intitulat Shelly. Acu 10 ani, ca idee, bă, frate, acu 10 ani. Vlogs 10 lucruri despre mine a fost postat pe 21 decembrie 2012. Păi suntem în 2024, deja sunt mai multe, sunt 12 ani, cam 12 ani aproape. Când acesta avea doar 11 ani. După două luni în care nu a postat nimic, a revenit un alt vlog de Revelion, iar pe 21 ianuarie 2013 a publicat primul episod de gaming cu Minecraft, un joc foarte popular pe YouTube la acea vreme. Voi vă dați seama de unde a pornit tipul ăsta, de unde a... gen, așa e la toată lumea, gen, toată lumea pornește din interiorul casei lui, de acolo frumos, din dormitorul lui sau de undeva, și ajunge să-și facă un trai din asta. Adică până la urmă și eu tot la fel ca și Shelly, nu putem să comparăm succesul meu pe internet cu succesul lui Shelly. Și overall succesul, depinde cum definești succesul, dar overall așa nu putem să ne comparăm eu cu Shelly. Dar uite că și eu în contextul ăsta am început de undeva, frate, dacă v-ați văzut primele mele clipuri cum arătau, și uite acum am reușit să mă întrețin. Adică eu trăiesc full time doar din YouTube și toate chestiile astea. E istorie, e foarte interesant. Știi cum poți de pe internet să ajungi la Ce am făcut eu, dar ce a făcut Shelly, frate, că din internet acum face cel mai șmecher festival de trap din România și nu numai, gen, la ce artiști am auzit că aduce, mi-a zis nici artiști, cineva de acolo, nu pot să dau nume, nu vreau să dau leak, că nu sunt, n-am de ce să dau leak, gen, dar ceea ce nume am auzit că vin, o să fie ruperea noastră. La 6 luni de la debut, pe 26 aprilie 2013, canalul s-a atins 10.000 de vizualizări. Vezi, extrem de bune! Tocmai am ajuns pe channel de YouTube la 10.000 de vizionări! Și Kiwi tocmai s-a drobat! În acea perioadă... Băi, Shelly era efectiv extraordinar. Deci, efectiv, Shelly ce posta când era mic. Mama nu mă lăsa pe mine să mă uit la Shelly când era mic. Frate! Înjura Shelly la fiecare 3 cuvinte pe care scoia. Cred că înjura... Deci, sincer, eu cred că n-ai cum să înjuri. Mi se pare la vârsta aia să înjuri chiar așa într-una în viața de zi cu zi, mi se pare real. Cred că el înjura mai mult pe vlog decât înjura în viața reală, gen. Shelly a lansat și piesa Shelly Style, inspirată de hitul Gangnam Style a lui PSY. Hit! Shelly Style! Shelly Style! Wop, wop, wop!
cu pașii lui Style. Și după ce a scos tot Shelly Style-ul ăla, frate, a fost un întreg mim în jurul Shelly Style, gen. L-a dat pe privat și era mimul ăla că când vei scoate înapoi Shelly Style, chiar dacă clipul era oricum reuploadat pe YouTube, chiar dacă nu avea el pe canal, că îi se părea lui cumva cringe, deja oricum îl găseai pe YouTube peste tot Shelly Style-ul și nu mai aveai ce să faci, gen. Degeaba și nu mai puteai da înapoi. A atins 10.000 de abonați și 330.000 de vizualizări pe canal. Acesta Bombă. Și-a creat și un canal separat de gaming care ulterior a devenit canalul 5Gang. Pe... Care după ulterior cred că l-a făcut Shelly Show, nu? 21 decembrie 2014 Shelly a sărbătorit 2 ani de YouTube cu 60.000 de abonați și peste 3 milioane de vizualizări. Adică stai așa puțin, stai puțin, că aveam aici alt football challenge cu Teo Zeciu, dar până una alta... Dacă căutăm canalul 5Gang sau hai să căutăm Shelly Game. Dacă căutăm Shelly Gaming ne dă canalul. Am căutat Selil. Shelly Gaming ne dă canalul, ne dă canalul secundar, dar nu ne-l mai dă. Dar asta așa știu eu, gen, că Shelly Show-ul e canalul lui, e canalul Shelly Gaming de fapt, gen. Dar nu mai pot să văd cât a creat canalul, frate. Stai aici, ba da, l-a făcut pe 30 martie 2020, ba nu, ăsta e ăla, ăsta e altul, vorbesc eu prost, da, aici am vorbit eu prost, ăsta e alt canal. Zări, seria sa de succes, dacă Google ar fi om... MAMĂ! Dacă Google ar fi om... Ok, Google.com. Cred că toți o știi. Era, da, n-ai cum să nu știi, gen, dacă ai fost copil în perioada aia, toată lumea știa Google ar fi om de la Shelly. A ajuns la peste 8 episoade, fiecare cu peste 500.000 de vizualizări. Deci minim 500.000, de avea 700.000, 700.000, 700.000, 800.000, rupea. Pe 17 aprilie 2015, Shelly a atins primul milestone din viața lui, acela fiind 100.000 de abonați. 100.000 de abonați este un... Mamă, țin-te clipul ăsta. Număr mare la care nu credeam vreodată. Așa se făcea înainte, făceai clip de mulțumire pentru fiecare 100.000, acum se mai face la 1.000.000, vrei să te minți, în rest nu mai face nimeni. Eu n-am făcut la 100.000, la 200.000, n-am făcut la niciuna, poate o să avea 500.000. Sam, dar nu credeam. În perioada 2015-2018 s-au întâmplat foarte multe. În 2015-2018 a cărat Shelly oricum tot, gen, dacă vă uitați, uitați-vă vizionă ce avea, gen, uitați-vă vizionă ce avea, doar uitați-vă, într-adevăr, da frate, a bubuit Shelly, a bubuit toată lumea cu pe Shelly și poate de-aia s-au mai pus vizionări, dar oricum sunt o grămadă de vizionări, să vă trească, vă uitați-vă câte vizionări sunt și unele dintre ele sunt făcute pe atunci. Lucruri în viața lui Shelly a colaborat cu milioane și milioane, gen, nu e clip sub 200 de mii, cred că. Mulți youtuberi precum Vlad Munteanu, Cristi Munteanu, Mimi și mulți alții. În aceeași perioadă Shelly a avut și o relație cu Magda. Cred că toți știm acea perioadă și cât de cringe era. Mamă! Cât îi puteam să le dau copil mic fiind mare hate vă dădeam. Și într-adevăr mare plăcere aveam și eu la Magda, era crush-ul meu numărul 1. De ce să vă mint? De erau niște copii efectiv de clasa 8-a care acum înțelegem, pe care în care explodaseră hormonii, a 9-a, 10-a de fapt. Erau niște licei în care explodaseră hormonii, știi cum e la în clasa a 9-a, 10-a, dacă sunteți încă mici o să vedeți după, dacă ați trecut prin asta știți cum e. Oh my god, bro. Hell no. Doamne. Într-un fel îți vine să zici, bă frate, cum s-a putut posta așa în online? Dar în același timp zici, bă, stai așa mă frate, că... Dacă ai trecut pe acolo, înțelegi, știi ce zic? Gen, înțelegi perioada aia. Uite, avea hichiuri, dar astea mi se pare chiar cel mai grijă loc. Cum n-am mai văzut copii, parcă nu-și mai fac hichiuri, știi, dar într-o vreme era șmecherie să ai hichiuri, ești nebun. Când venea, când îl vedeam pe vreo unul, ești nebun, până oraș, care hichi, când eram eu mic, era visul meu să am și eu să-mi facă și mie hichi. Cineva. Deci, da, pe 22 decembrie 2017 și mie mi s-a părut prima dată când mi-a făcut cineva hiki, frate. Mi s-a părut cea mai mare șmecherie, ești nebun, și mi-a fost o rușine de mama maxim. S-a supărat mama rău de tot pe mine, că aveam tot gâtul, efectiv, aveam tot gâtul plin. Dar nu știu, era, e o chestie așa, hikiurile sunt o chestie așa de copii care stă acolo în perioada aia de început, știi, când începi să ai primul sărut, partea aia, pe acolo, știi, ți se pare șmecherie să-ți facă lumea hiki pe gât. După îți dai seama că nu prea e șmecherie și că nu e tocmai tare să ai gâtul așa plin de vânătăi, se vede urât, știi ce zic? Dar aia trebuie să realizezi tu după, ție oricum o să-ți pare șmecherie la început. Ce 5Gang a lansat singur acasă. Căciunul 5Gang, cu frații petrec, noi rupem YouTube-ul. Prima piesă care a avut un succes imediat. Pe 16 ianuarie 2018 Shelly a atins 1.000.000 de abonați.
Și de aici 2 milioane s-a dus și de aici, de aici și el a fost unstoppable efectiv. De la milionul ăsta și el a fost unstoppable. Fac milionul. Oh my god, guys, this is it. Mamă, ce freză putea să aibă Shelly, cât de urâtă putea să fie freza. Put milionul de abonați. Vai. Am un milion. Da, așa se purta, dar efectiv dacă observați, nu era fake, nu era nimic, bă, efectiv era pineapple. Lui a fost un Mercedes CLS 2019. Asta este. Cât aici a putut lua pe mașina asta? Cât aici a putut lua pe mașina asta? Da, e tare. Și-a schimbat-o chiar acum, recent. Da, e ce trebuie mașina asta. Este absolut superbă. Pe care a cumpărat-o pe 14 noiembrie 2019, la vârsta de doar 18 ani. Cea mai populară melodie de la 5 Gang și totodată cel mai popular clip de la Shelly de pe canal este 5 Gang Sauce, cu peste 43 de milioane de vizualizări. Bă, mi se pare că doar sunt niște statistici, așa mi-ar plăcut cumva, Dani, să faci o legătură frumoasă, știi, poți să te duci pe tipul ăsta de content, dar poți să le faci mai target, să faci ca o poveste, știi, să le dai ca pe poveste, să explici beef-uri de la vremea aia, toate chestiile astea, că sunt tari, gen. E tare dacă ai face așa ceva. Tot cu proiectul 5 Gang a fost făcut și un film care a ieșit pe data de 27 decembrie 2019, intitulat 5 Gang, un altfel de Crăciun, care a doborât câteva recorduri, dar pe IMDb are un scor de doar 1.9 din 10. Bă, într-un fel e un film de vlogger, frate, că te duci la... Eu tot timpul când mă duc la filme de astea de vloggeri, și dacă ar fi vreodată să joc eu în ele, bă, trebuie să înțelegi că e un film de vlogger, frate, adică nu dau hate, e un film de vlogger, te duci cu total alte așteptări decât te duci la un film în care joacă Bruce Wayne și nu știu cine. Ești nebun la cap, te duci la un film în care joacă Shelly, care are puțin experiență în fața camerei și și alți oameni care n-au nicio treabă, gen. Există o grandă oameni care n-au nicio treabă, gen. Uite cum o să fie Bazausu. Acum te duci la Bazausu, toată lumea o să fie hype, o să vândă o grămadă, o să se vorbească foarte mult despre el și iar o să vină val de hate, că e o porcărie, că nu știu. Bă, frate, e un film de vlogger, te duci la total altceva, te duci ca la un vlog, așteaptă să fie ceva, un vlog mai lung, gen. Filmul s-a clasat pe locul 10 în box office, un record stabilit pentru o producție românească după mai bine de 30 de ani. Filmul a fost trupre, mie mi-a și plăcut ca idee. 6.488 de lei. Bă, dați seama? Noiembrie 2020, la câteva luni de pandemie, Shelly a făcut emisiunea Shelly Show, unde nu n-a mers din păcate Shelly Show. TV care a avut doar un sezon, emisiunea nefiind așa de succes. Nu, emisiunea asta nu era de TV, poate, dar nici nu cred că de YouTube nu era. Cred că a fost o chestie interesantă, că gen omul a avut mai producție și toate chestiile astea pe emisiunea TV, dar nu era ce trebuie, nu se mai simțea autenticitatea, știi? Acesta a decis să o închidă pe 1 aprilie 2021. Totodată cu trupa 5 Gang, Shelly a participat la foarte multe concerte de-a lungul anilor, chiar și după ce s-au destrămat, mai exact la sfârșitul anului 2021, urmând să lase un film. Bine, după ce s-au zis că s-au despărțit, dar mai făcut vreo 2-3 concerte. Normal. Da, i-a fost bine oricum. Proiect. Acest film fiind Tabăra, care a ieșit pe 27 decembrie. Cât de bine se vede Tabăra. Uitați-vă cât de tare e colorizarea asta, cât de tare e colorizat cadrul ăsta. Filmul a stat pe locul 1 în România undeva la 2 săptămâni de când a ieșit în cinematografe. Filmul Tabăra are un scop. Bine, aici l-a și băgat pe inii Sebi, la... În fine, a făcut niște publicity stunturi de alea nebune. Scor mai bun pe IMDb, 2,6. Ba, dar mai bine, dar mai bine românii. Tot în 2021, mai exact pe 2 iunie, Shelly a ajuns la numărul de 3 milioane de abonați. Efectiv un vlog, asta îmi place și... Numărul 1. De asta am făcut o acele 9. A făcut oare 4 milioane? Că nu știu, chiar sunt curios, ia, stai așa. Deci are pe Shelly și eu 452, imediat mă ia ca abonați pe Shelly și aici... 3.042.000, deci n-am mai crescut. Bă, frate, e greu, ești nebun, câtă lume să se mai și aboneze, dar când a făcut 3 milioane... De abonați. 2021, mai exact pe 2 iunie, Shelly a ajuns la numărul de 3 milioane de abonați. Deci pe 2 iunie 2021 a ajuns la 3 milioane și de atunci a mai făcut 400.000, adică e foarte greu să mai crești. Efectiv un vlog, asta îmi place și de asta am... Adică face foarte puțin abonați, nu știu cât face foarte puțin abonați pe lună. Cele 9 luni... E toată lumea abonată la el și cine nu e abonat, cred că nu se abonează numai din draci, așa. Și dacă nu făceam 9 luni YouTube fără niciun rezultat, cu siguranță n-aveam cum să fiu astăzi aici. 9 luni, Shelly, e bine, frate, eu am făcut vreo 3 ani fără rezultat. Fără niciun ban, fără nicio vizionare, fără nimic. Sau poate foarte puține, prea puține. Momentul de 3 milioane, ce când să bag lumina ca să pornesc vlogul, ca să prind pe vlog momentul de 3 milioane. E o onoare, vă mulțumesc foarte, foarte mult.
nu știu ce să zic, sunt foarte emoționat. Un număr foarte mare pentru România. Să-l stăpânească sănătos, ești nebune, adică din 19 milioane, 20 milioane cât suntem noi, efectiv 3 milioane sunt abonate la Shelly. Mai popular YouTuber din România la acea vreme. Din 2022, Shelly a început să ia YouTube-ul mult mai în serios, făcându-și propria echipă, Shelly Media, care au contribuit la seriile La Muncă cu 25 de episoade, Vrei să fii milionar cu 7 episoade, Minte-mă frumos. De aici Shelly a devenit al nervos. Cu peste 25 de episoade și Testul Poligraf cu peste 11. Și a început să dea cu serii, pentru că și-a seama că asta e șmecheria pe YouTube, să ai serii. Soade. Anul 2020. Mă, dar câte serii sunt, stai așa, deci. Să fii milionar cu care au contribuit la seriile La Muncă. Deci La Muncă. 25 de episoade, vrei să fii milionar. Milionar cu 7 episoade. Minte-mă frumos care a rupt efectiv. Frumos cu peste 25 de episoade și Testul Poligraf. Adică omul și-a pus legăturile în practică. Cu și peste Testul Poligraf. Episoade. Anul 2023, aproape 2024, Shelly se ocupă momentan de două canale de YouTube, două festivaluri. E creier, frate, e cheie de content. Puști ăsta, puști, vorba vine că e mai mare ca mine, omul ăsta. Valuri de muzică, proiectul Buzz House, o echipă întreagă de oameni plus multe alte proiecte. Bravo, cine am Shelly zis, bravo. A reușit să-și cumpere și a doua mașină la vârsta de 22 de ani, un Porsche 911 Turbo S cu 650 de cai putere. Bravo, frate. 911 Turbo S, 650 de cai putere. Deci putem spune că Shelly a avut un upgrade de când a început toată chestia asta cu YouTube. A avut un upgrade mare. Canalul lui de YouTube în prezent cu are miliarde de vizionări, ca idee. Peste 871 de videoclipuri publicate și peste mai slab ca mine la clipuri publicate. Bine, eu fac gaming, dar eu am cred că pe 1500-2000. 1 miliard de vizualizări. Sau am făcut 1000? Stai așa că poate am vorbit acum și mă fac de râs, matey. Am scris matey cu ni. Nu mai scrie câte clipuri am. Stai așa, să vedem ca să nu fie problemă. Am câte clipuri am? Am 1200 de clipuri, nu chiar 1500, dar am 1200 de clipuri. Adică am și eu ceva clipuri. Având 3.320.000 de clipuri. 1200 de clipuri, bă, mi-a dat seama că ai ok, deci bunul meu să vinde 1200 de ori și am și niște clipuri date pe privat. Sper că v-a plăcut acest clip, este primul clip de genul acesta și dacă mai vreți să facem clipuri de genul... Da, mă, dar eu te susțin în seria asta, vezi că cred că o să te ajute puțin și reacția mea. Sper să mergeți acolo în comentarii, să-i dați un like, să ziceți că veniți de la Meti. Why not? Cam asta a fost cu episodul. Continuă, dar fă-o mai tare, fă-o mai tare, ia content afară, caut afară și fă-o tare, vreau să o faci tare, Danica, seria asta trebuie făcută, trebuie profita de ea. Fă-o că o fac eu. Glumează, n-am mai am timp, nu unde să mai am timp, frate, să o fac eu, că am 3 canale deja, am o grămadă de concepte pe care trebuie să le gândesc, nu mai am timp să o fac eu, dar tare, hai să vă pup, păchelie.